Tânărul decedat în urma protestelor din 7 aprilie a fost bătut de polițiști, susține o tânără cu care acesta era în piața Marea Dunării Naționale. Fata spune că în jurul orei 1 noaptea câteva zeci de polițiști au tăbărât asupra lor cu bâte și automate, iar tânărul a fost bătut crunt. Procuratura Generală respinge însă aceste acuzații. Fata susține că s-a întâlnit întâmplător cu Valeriu Boboc la manifestațiile din centrul capitalei. În jurul orelor 1 noaptea, băiatul i-ar fi zis că îl va chema pe tatăl său care lucrează taximetrist să-i ducă acasă. Nu a mai reușit însă, pentru că potrivit tinerei, chiar în acele momente au fost atacați de către polițiști. Acolo a venit amonii, a venit paza care era împrejurat tot acolo. Pe noi au început să împuște, să ne pălească cu bitele, cu picioarele și ne spuneau să stăm jos la pământ. Noi toți ne-am așezat jos la pământ. Care își treceau pe acolo, îmi dădea câte un picior, îmi dădea câte o bită. Ce am văzut la urmă era că pe Valera încă îl lovea cu picioarele acolo, el era de acum fără cunoștință sau poate deja era mort. El se întorcea așa de pe parte, pe alta. Fără ca să zică nimic. Și familia tânărului decedat susține că acesta a fost bătut de polițiști, lucru respins însă categoric de oamenii legii. Procuratura sectorului Buicani a anunțat că a inițiat o cauză penală pe marginea acestui caz. Într-un comunicat al Procuraturii Generale se mai precizează că victima avea o coastă ruptă, dar că, potrivit rezultatelor autopsiei, moartea ar fi survenit în urma unei intoxicații cu o substanță necunoscută. Tânărul avea doar 23 de ani, era căsătorit și avea un copil de un an și 8 luni.